driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade if you... Bună și bine m-am regăsit pe canal! Pentru astăzi m-am gândit să filmez un clip despre cum să vă descurcați dacă călătoriți în orașele mari, mai precis dacă călătoriți în America. Dar cred că mai majoritatea a sfaturilor pe care am să vi le dau se aplică în toate orașele mari, indiferent din ce zonă a lumii. Eu și prietenul meu am călătorit anul trecut, adică în vara lui 2019, în cadrul programului Work and Travel. Ne-am hotărât să călătorim pentru 2 săptămâni în câteva orașe mari din America, însemnând New York, Los Angeles și Hawaii. Consider că am organizat foarte bine această vacanță. Mă gândesc că dacă ceva n-ar fi ieșit bine, am fi avut unele amintiri nu prea plăcute din toată experiența aceasta. Mi-am scris aici pe foaie câteva lucruri care cred eu ar ajuta pe toată lumea și dacă ar fi ca cineva, un prieten sau o rudă sau oricine m-ar întreba să-i dea niște sfaturi, acestea ar fi ele. Știu că videoul nu este unul potrivit în concordanță cu ceea ce se întâmplă acum în lume, însă mă gândesc că în perioada aceasta mare majoritate a oamenilor se gândesc că imediat după ce trece această carantină și această izolare la domiciliu, vor să călătorească și mai ales pentru studenții care vor să plece cu Work and Travel și la care eu le țin pumnii să mai poate să mai plece anul acesta pentru că este o experiență unică și extraordinară. Așa că, odată ajuns în orașul pe care am vrut să-l vizităm, prima noastră destinație a fost New York-ul, trebuie să vă gândiți ce anume vreți să vizitați, ce atracții turistice. Noi am luat, atât în New York cât și în Los Angeles, acele travel pass-uri care implicau acces gratuit la mai multe atracții turistice. Din câte știu eu, noi aveam în New York acces gratuit la Statuia Libertății, One World Observatory, la muzeul 9-11, erau mai multe muzee pe lista respectivă. Oricum, dacă căutați pe internet, sunt mai multe firme care oferă acest tip de travel pass-uri și scrie la fiecare ce implică, câte atracții turistice, pentru câte zile, depinde pentru fiecare cât timp are la dispoziție ca să viziteze orașul respectiv. Odată ce v-ați hotărât care sunt atracțiile turistice pe care vreți să le vizitați, vă recomand să vă uitați pe harta orașului respectiv. Mai ales la astfel de orașe mari, cu siguranță există pe internet, dacă căutați tourist map, sigur vă dă o mapă în care deja sunt evidențiate atracțiile mai mari ale orașului respectiv. Noi am folosit și aplicația Maps. Trebuie să vă descărcați din timp unde aveți internet foarte bun hărțile respective. În aplicația asta puteți să și puneți steluțe să salvați locația respectivă. Următoarea problemă la care m-am gândit a fost transportul. Noi am știut din start că trebuie să ne bazăm pe transportul în comun. Nu o să utilizăm taxiurile pentru că erau scumpe. Oricum nu avea niciun rost. Adică aveam efectiv nevoie de ceva să ne aducă din punctul A în punctul B. În New York, consider că sistemul de transport este foarte bine dezvoltat și pus la punct. În toate orașele, inclusiv din România, fiecare companie de transport în comun are un site. Un site unde sunt puse liniile, toate traseele de la linii, orarul liniilor respective, tarifele pe abonamente, pe zile, orice altă informație. De exemplu, dacă există schimbări, dacă există lucrări care împiedică anumite linii să circule. De obicei sunt postate pe acele site-uri și există update-uri foarte bune la site-uri respective, deci sunt la timp. De obicei poți să descarci cărțile liniilor pe care le vrei, unele site-uri. Dacă nu mă înșel, Google Maps-ul sau nu știu care aplicație de la Google, dacă scriai că vrei să ajungi din punctul A în punctul B, scrie acolo ce autobuz te poate duce în A în B și atunci noi am avut de căutat doar orarul și traseul, adică harta liniei respective. Și sunt numerotate fiecare stație, deci poți să urmărești exact unde te afli, nu ai nevoie de internet. Noi, în cât timp am stat în America, cele 3 luni, 4 luni, nu am avut o cartelă, nu ne-am cumpărat cartelă cu număr, nu am avut nevoie de cartelă cu număr, pentru că acasă vorbeam prin internet, pe Messenger sau WhatsApp. Cât timp am călătorit în aceste 2 săptămâni, peste tot pe unde am mers au fost wireless internet. Vreau să vă spun despre aplicații care pe noi ne-a ajutat foarte mult, se numește Transit cu S. Din câte am căutat eu, funcționează doar în America de Nord, adică America și Canada. Este o aplicație care are incluse toate numerele de transport în comun care putea să circule
circul în orașele acestor țări. Îți arată atât sensul de dus, cât și sensul de întors. Scrie fiecare stație unde este, la ce oră trebuie să ajungă o linie la o anumită stație. Dacă ai internet, îți arată și efectiv live unde se află autobuzul respectiv pe traseu. Noi nu am avut internet, dar nici n-am avut nevoie de el. Ne-am descurcat și așa, cu telefonul în mână, știam exact când trebuie să vină autobuzul, pe ce parte a drumului trebuie să stăm, pentru că era foarte ușor de utilizat. Și vă recomand să o descărcați. Biletele de avion le-am luat prin intermediul site-ului Kayak, în America cel puțin. Biletele de avion prin această aplicație sunt mai ieftine decât dacă ne-am uitat pe Skyscanner sau Momondo. În schimb, acum când suntem în Europa, lucrurile stau exact invers. La biletele de avion trebuie să fiți atenți la politica lor de bagaje. În America, marea majoritate a companiilor îți oferă opțiunea să poți să-ți aduci un carry-on gratuit, inclus în prețul biletului cel mai ieftin. Dar în Europa, de multe ori acesta nu este inclus sau recent, din câte știu eu și la Wizz și la Blue Air, Ryanair, nu mai este inclus acesta, cea mai ieftină opțiune a biletului și trebuie să plătești în plus. Așa că să fiți atenți la politica bagajelor și cel mai important să vă măsurați bagajul. Aplicația Kayak are și o opțiune ca să îți măsori cu ajutorul camerei bagajul, deci vă poate ajuta și acea aplicație dacă nu aveți o ruletă sau un liniar sau ceva. Să știți că toate aplicațiile funcționează atât în New York, cât și în Los Angeles, cât și în Hawaii. Adică ne așteptam ca în Hawaii să nu funcționeze, de exemplu, aplicația cu autobuzele, să nu aibă hartă la liniile transportului în comun, însă au. Puteți, dacă aveți permis, puteți să vă închiriați o mașină. Mare atenție că cei din America, din câte am observat eu, închiriază mașini, însă trebuie să ai un card de credit. Noi, cei care mergem prin programul Work and Travel, mari majoritate dintre noi au un card de debit. Și atunci, nu știu, probabil că sunt și firme care închiriază fără cardul de credit, dar trebuie să căutați mai mult. Tot ce v-am spus ne-a fost de mare ajutor, mai ales aplicația Transit și aplicația Maps. Nu am avut nicio peripeție în sensul că să ajungem într-un loc în care să nu cunoaștem, să încurcăm, nu știu, autobuzele și să ne ducă la Cucuricu ca să nu mai știm cum să venim înapoi sau nu am avut, bine, asta nu prea au ținut de cât de organizați am fost noi, însă am avut noroc să nu avem nicio întârziere la avioane, deși am avut minim o escală. Noi am zburat din Chicago, New York, după aia New York, Los Angeles, Los Angeles, Hawaii și Hawaii, Milwaukee, cred că nu mai țin minte, dar oricum la întoarcere am avut două escale și n-am avut absolut nicio întârziere. Deci, per total, chiar nu am avut nici o experiență nasoală pe tot parcursul călătoriei. Singurul lucru poate de care ne pare rău e că nu am filmat mai mult, nu ne-am făcut poze mai mult, însă noi sperăm ca odată, la un moment dat, în viața asta să mai ajungem din nou în locurile în care am fost. Noi ne-am plăcut extrem de mult toate orașele, au fost diferite, au fost foarte mari diferențe între ele. Vă recomand, dacă ajungeți cumva, cândva acolo, să încercați câte un stat din fiecare parte a Americii, pentru că este complet diferită, cu un stil de viață diferit. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că va fi de ajutor în viitor când veți călători. Momentan, aplicația aceasta despre care tot vorbesc, Transit, nu funcționează în Europa, dar sper eu ca în viitor să o actualizeze și să fie valabilă și aici, pentru că este de un enorm de mare folos. Dar vă puteți descurca până la urmă și cu hărțile descărcate de pe site-urile companiei de transport, cu aplicația Maps, care este valabilă în toată lumea, și cu Google Maps-ul. Însă, ce-am uitat să vă spun este că această aplicație Transit, cât și aplicația Maps, funcționează fără internet. Deci tot ce v-am spus eu poate funcționa foarte bine fără internet, nu aveți nevoie de internet, ceea ce consider eu că este un enorm de mare avantaj. Dacă aveți alte întrebări în urma clipului de astăzi la care voi ați vrea să vă răspund, vă aștept comentariile mai jos și vă aștept la mine pe canal și la următorul video. Pa, pa!